Corina Crețu critică din nou guvernul Dăncilă. Comisarul european este nemulțumit de ritmul de atragere a banilor europeni, mai ales în ceea ce privește infrastructura de transport. Am făcut datoria de a avertiza statele membre, nu e numai România avertizată, suntem undeva pe la media Uniunii Europene. Ideea e că nu mai avem foarte mult timp, deci am repetat faptul că sunt conștientă de faptul că avem multe întârzieri și datorită adoptării târzii a legislației. Eu nu am pus nicio clipă toate întârzierile pe seama guvernelor, dar pe de altă parte, sigur că uneori sunt exasperată, dar nu numai în România, dar de ritmul lent, așa cum spuneam, mai ales în domeniul infrastructurii de transport. Crețu spune și că preocuparea principală a autorităților române trebuie să fie atragerea acestor fonduri și nu încheierea de parteneriate public-private. Orice țară trebuie să atragă investitori străini pentru a participa la dezvoltarea economică, dar sigur aici cred că principala preocupare a fi aceea de a cheltui în primul rând banii care sunt gratuiți, banii oferiți de Uniunea Europeană prin proiecte. Eu aș merge pentru o accelerare mai rapidă a cheltuirii banilor europeni și a vorbi despre aceste parteneriate public-private pentru care statul va plăti, cetățenii vor plăti, după ce ne vom cheltui alocația pe care o avem. Încă avem miliarde de euro care așteaptă la Bruxelles. Comisarul european a criticat dur guvernul de la București și în urmă cu 2 săptămâni, reproșând autorităților că, deși există bani europeni pentru investiții în infrastructură, România nu vine cu proiecte.